vrei. Dacă plec, hai, vii cu mine. Dacă plec, hai, vii cu mine. Dacă plec, hai, vii cu mine. Vreau să fiu cu tine, vreau să stau ce vrei. Dar această apropiere deschidea din nou calea comunicării între cei doi. Ce spui, bă? Repede. Repede? Nu se stă. Și tu? Ce fac că... Toate una, vede. Se pare că trebuie să fii hotărât. Ce hotărât să știu? V-a supat? Când m-am gata. Vreau și eu să știu. Cum a fost? Da, sunt liniștită. Adică tot îi spui greu. Da, știu. Așa, Disney. Da, sunt. Să zic întrebare simplă. Zi. Dar pot să zic, distrag că nu asta a fost la mișto. Dar întrebare, poate te-am pus în test să văd dacă... Dar să fim cu altul? Și cum ți-am zis, hop, gata, pa. Cum ai zis tu că ai grijă de mine? Nu, cum a fost întrebarea, că o să lupt sau ceva de genul? Tu ai zis că da, și de fapt a fost nu. Ți se pare că nu? Adică mai vorbim mai mult. Nu-ți place de mine. Nu. Nu fi nebună. Adică nu fi nebună. Nu fi nebună să te mai gândi la chestia asta, adevărat. Nu te gândi. Nu vreau să te gândești și la mijloc. Nu, niciodată. Niciodată. După terminarea distracției, toate fetele erau curioase dacă Elena s-a sărutat cu Valentin. Fată, am o întrebare. Zi sincer. La fi sincer. Te-ai sărutat cu Valentin? Nu. N-am, fată. N-am. Eu așa am văzut. Scuze. Nu. Nu vreau să am acea zi de cuplu cu voi. Dar întrebarea sărutului venea și din partea Cristinei, care rămăsese în urmă cu evenimentele casei. Ai pupat cu Valentin? Nu. Nu, și gen, nu vreau dar să pic... Dar v-ați apropiat. Nu, dar nu vreau să pic de fraieră. Nu știu ce vrea el, nu știu ce... Eu știu ce vreau eu, nu știu ce vrea el și nu vreau să pic la mijloc. Doamne, eu m-am zis să nu vorbesc, că iar se supără. Dar nu mai vorbi. Ce treabă ai tu? Ce treabă ai, mă? Tu vezi treaba ta. Tu vezi, ai relație? Ai relație. Pa. Altcineva. Nu, dar pentru lasă-mi, dar e treaba ta. Pe bune acum, Antonia, când o să fie treaba ta, o să fii întrebată sau... Când o să fii tu în discuție, o să dai cu părerea, până atunci chiar nu e treaba ta, nu te înțeleg. Deci te-ai încercat, vrea tu să te bagi. Păi, eu nu pot să falsific chestiile astea, știi? Eu chiar sunt atrasă de el, gen, la mă după bune. Dacă că și de tine. Da, dar nu... A zis că nu. Ești mai bine ce se întâmplă. Ce? Ați mai vorbit în seara asta? Da, mi-a zis acum că poate a fost un test. Pui mei, test, dar... Adică test ca să ce? Nu știu, mie îmi place de Valentin. Nu știu. Mie îmi place de el, eu mă simt foarte trasă de el.
după cum s-a văzut. Eu nu pot să falsific. Lăsați timpul, lăsați timpul, da, să decidă nu, pentru tot. Așteaptă, așteaptă. Pentru că pe bune acum, orice e așa, el chiar e băiat, bă, mie îmi place el. M-am simțit de vorba aia, gen... Când ai zis că nu simte nimic, sau că nu simte, sau că nu știu cum a zis. Dar e foarte rapid. Dar eu nu i-am zis, stai, că eu nu i-am zis lui nimic. I-am zis să fie hotărât și să nu-și bată joc de mine. Atât. Comunicați, vorbiți și faceți ce simți. Eu fac ce simt. Și-și fac deșteaptă. Și să știi să-ți tragi singură. Exact. Tu ai să aștepte. Timpul și comunicarea. Și la mine ce vrei, ce... Vrei lângă tine, ce așteptări ai, ce standarde ai, știi? Mamă, dar chiar la tine 2 luni să stai să fierbi 2 luni? Da, azi că nu fierbi de 2 luni. Dar de cât? 1 lună. Și 3 săptămâni. Doar prima săptămână a fost mai ok, ha? Nu știu, mi-a zis Ștefan, că el consideră că luni suntem monogen. Da. Și el consideră că noi luni o să avem o lună de relație, că el se consideră cu mine într-o relație. Adică ce asta câteodată mă și să nu tacă. Da, și față. Dar n-a intrat cum ar veni? Da, de atunci, de când am avut noi prima chestie, de când am început. Da, chiar că a fost el sub... Da. El de atunci a simt. Da. De că e cu cine. Da. Unul face o lună. E. E. Dar mi-e așa ca o chestie. Da, e drăguție, e roman. Da, de asta. Și cum se uită la tine când dansa și cum am văzut eu, lasă. Da, nu, e fiert. Capricile iubirii. N-am putut să nu remarc dubla măsură la Antonia. Înainte de a discuta despre subiectul ăsta, pentru că am înțeles că ai fost deranjată de Laura și de atitudinea Laurei, dar când a fost vorba de Elena, tu cumva... Aveai dreptul să vorbești, aveai dreptul să întrebi, că inclusiv Cristina ți-a atras atenția că nu este treaba ta să faci asta. Nu, eu am spus, eu nu o să zic nimic, Elena, și a zis că da. Se supără Cristian. Da. Păi da, dar uite, Laura nu are un partener care să-i spună ce să-ți facă, cum să facă, dacă să vorbească, dacă îl deranjează ceva. Și poate asta e diferența.